credeți că eu mint, da? Ia spuneți, doamna secretară, că minte. Doamna secretară, mințiți frumos. L-am convins pe domnul vice că mințiți. Dar dacă sunteți vătaf în primăria asta și hotărâți de toate, ați văzut că n-are declarație dânsa. Nu este funcționar public. Are pe 2020? Sau pe 2018? Nu le-am văzut. Dar dacă este vătaf, bănuțul, cât are salariul dânsa? Dumneavoastră, cât are salariul? Încă nu știu. Doamna secretară, cât aveți, doamnă, salariul? Ia, haideți că vă dau de muncă acum imediat. Mă reprezint pe mine, cetățean. Așa, în calitate de? În calitate de cetățean, băi omule, ce ai? Măi omule, măi, nu ești cu mine, mă. Măi omule, măi române, măi creștine. Spune, domnule, mai departe, lasă. Aici, acolo, că nicio... aici este proprietate privată? Da. Cu piatra de la primărie? Nu e piatra de la primărie, domnule. Asta poate ai pus-o matale? Da, domnule. Ai autorizație pe legea 50? Cine ești dumneavoastră, domnule? Uite, te întreb că toți îmi zbata cine ești, eu nu știu dacă ești proprietar aici. Că nu mi-ai prezentat, că acum ți-ai luat stradă? Ce mi-au stradă? Dar dumneata, în calitate de ce ești? De cetățean, că vreau să merg pe strada asta și nu-mi dai voie. Unde ajunge strada asta? La un râu. La ce râu? E un canal. Așa, și? Așa, ia și ai trecut în hartă, la primărie. Unde, domnule? La primărie. Nu te, domnule, vezi de treabă, nu vorbi prostii, domnule. Păi omul ăsta de la primărie a vorbit prostii. Care e un om? Cine-i? Na, Marinuș. Marinuș, mai cum? Ei, de la... Domnule, dumneata, spui că strada asta, stradă. Nu spun eu, ăștia de la primărie au spus. Dumneata a afirmat acum că strada asta e a primăriei. Așa a spus omul de la primărie. Trebuie să vină primăria să facă dovada că e în domeniul public sau privat a primăriei strada asta. A fost o zica pe Ione ceva sau ce? Cine? Mata, ai fost primar aici? Domnule, treaba mea ce a fost? Nu, dar ai fost sau n-ai fost? Domnule, am fost, care e problema? Dă-mi și mie cardul ăla. Ce card? Ăla de motorină. Mi-am pierdut un card de motorină pe-n față, pe acolo. Da, un bidon din ăsta de motorină, de ăla, la vreun metru cub, așa, de la bazine, de la mea. Eu te-am întrebat. Cine stoană dumitale gogoșile astea? Gogoși. Așa? Nu-mi plac gogoșile. Da? A, e clar. Mergeți, domnule, în instanță și dovediți și probați ceea ce spuneți. Ce să caut eu în instanță? Așa, atunci care e problema, domnule? Păi nu merg în instanță, eu chem poliția acum. Așa, poliția. Pentru ce? Vreau să, eu chem. Vreau să văd dacă ești proprietar. Domnule, ești proprietar, domnule. Te cred. Afirm și continui cu chestiile astea. Eu întreb. Îți dovedesc că-s proprietar. Foarte bine. Indiferent cine ești. Așa. Te port în judecată. Oh. Îți vezi și chiloții de pe mata lui, domnule. Băi, omule, știți cât primar din ăștia mi-a zis că mi-a chiloții și n-a putut să-mi ia? Eu ți arăt. Mă, omule, eu mă, viteazule, dacă ai fost primar. Ai văzut canalizările alea? Care? De la oameni în drum, așa, până la nu le-ai văzut. Bă, le-am văzut, domnule. Păi de ce le-ai aprobat? Eu am aprobat ce? Canalizări. Ai fost primar, mata. Domnule. Hai, omule, vorbim frumos. Nu trece din una la alta. Când știi de ce? Da. Eu am văzut, uite, piatra asta de acolo și până acolo, ai pus-o mata. Da. Fără autorizație pe legea 50. Că știi ce înseamnă legea 50? Da, nu știu ce înseamnă legea 50. Ai pus-o așa de cap, că domnule, dacă ești vătaf, ai fost vătaf. Nu, domnule, nu vă luați. Așa. Și te văd un om că... Păi uite, eu spun, omule... Reprezinți un ONG, omule, o instituție a statului care vă dă bani. Dumneata spui chestia asta. Nu, pe, dar atunci ce să demonstrezi. Da. Să demonstrezi. Dar dumneata, ce vrei să-i să demonstrezi? Ce vrei să... Fiată ce fac eu. Uite ce fac eu. Așa spune. Nu ești primul primar. Așa. Fost. Registrează. Păi da. Fost sau primul, da? Ți-ai pus un par aici. Da. Bănuiesc că aici e proprietatea lui Matale. Nu știu. Dar ai îngrădit-o. Păi dacă era proprietar gardul ăsta, de ce nu l-ai mutat așa? Că așa am vrut eu. Păi eu schimb poliția acum. Chiamă, cum e cu ochelare? S-au cumpărat sau nu s-au cumpărat ochelare? Că apar sume pe acolo, cică. Zvonuri. Hai, dracu, ce numai zvonuri de astea. Cică motorină, cică s-a fi dus. Domnule, papa, sunt oprești oameni. Chestia aia, ce să vrei vorbim să... ca oamenii sau vrei să vorbim ca oamenii? Nimic. Ai ceva de ascuns? Nu mă deloc absolut. Păi, cel mai transparent om de nume asta, domnule. Ai văzut că pe pagina de internet n-am găsit declarația lui Matale de avere la tot, în fiecare an, n-am găsit-o. Nu sunt. Cine, primarul stă și le păi pune pe internet. Nu te-am acuzat pe mata. Nu, domnule. Am acuzat. E o declarație de avere, conform legii, o depune în fiecare lună mai a anului. Dar la nu agenție. Le-am găsit. Dar, duce, domnule, am vrut să vă cât de bogat ești. Da, ce da, e cu mine și unul ăla? Dar văzut că erai sărac. Te-ai cum născut sărac? În pielea goală, cei pe mata ai de câștig. Da? Da. Da. Adică ai condus primăria pe vârful Matovului? Nu, sau domnule, cum? N-am fost primar înainte, domnule. Eu am fost în primul rând om, un gospodar, până la fie primar. Da. Am fost primar care a ridicat comuna asta la stadiul care se vede și acum iarăs om pentru că așa a vrut comunitatea, așa a respectat voința. Da, dar nu te-am mai votat. Păi nu m-am mai votat. Deci înseamnă că ai făcut ceva. Nu știu. A venit ungurii la putere.
să fie sănătoși. Trăiască ungurii. Să le dea Dumnezeu să sănătate. M-am dus eu sunt mândru, domnule, că am fost 20 de ani de zile. 20 ai fost? 20 de ani ai păcălit? În primărie. Ce-am făcut? 20 de ani ai păcălit? De ce n-am păcălit, domnule? Pă, ăștia, tu să te voteze. Ce-am fi chestii de 2 luni? Domnule, am voie să mă exprim, omule. Ce păcălești? Exact. Zic, cum vii să mă 20 de ani ai păcălit să te voteze? N-ai zis că ești transparent? Nu mă lasă să mă exprim în Constituția României, articol 30. Auzi? Domnule, dar dacă e proprietatea lui Matale? Domnule, câți bani îți dă vecina asta mea, Harja Monica? Cine? Câți bani îți dă, domnule, ție Sălăgean Leontin și cu nevastă sa? Vrei să-ți spui pe toți care, da. Care fac aici? Da, da, hai că nu mi-ai zis pe aia care... Las că spui, unde cu tine... Uite, ai un radioamator acolo. Ce radioamator? Aia e antenă de radioamatorist, în paratrăzne. Și ce am, că e proprietatea omului, domnule. Am înțeles. Cine sunt ăștia, vrei? Ai zis? Care? Tu l-ai zis niște nume. Jur că nu-i cunosc. O să fii sănătos. Eu am spus așa. Am și copil, aș fi atent. Jur pe copilul meu că nu știu cine sunt ăștia. Să trăiască, eu nu știu cine sunt ăștia, dar mă tazești de ceva, nu știu cine sunt ăștia, da. În fine. Da, o să vezi. La cine? O să vezi în momentul în care... Nu te-am acuzat, eu te-am întrebat că ai spus că ți-ai pus piatră pe aici. Dar n-ai proiect. Legea 50. Da, așa și? N-ai gard? Ai pus un par? Așa? O să chem poliția? Așa? Și dacă poliția zice că... De când poliția se ocupă cu legea 50? Nu. Poliția se ocupă cu OUG 195. G195, prin circulația pe drumurile publice. Iată, drum public. Asta nu e drum public, ăsta? Alo, domnul. Dar ce este? La primărie. Asta ce este? În documentele primăriei că figurează drumul ăsta drum public. Este drum, a spus drum forestier sau drum de legătură agricolă? Ce este? Nu drum. Ăsta e drum lăsat din proprietatea fiecărui cetățean din 1990 când și-au primit terenul înapoi. Ca să se ducă la terenuri, corect. Lasă, domne, nu devia chestia. Nu încerca să mă aburești cu chestia asta. Și asta e proprietatea Matale care a lăsat. Era singura proprietate din comuna Breaza care nu era colectivizată, domne. E gospodărie individuală, da? Al lui socrului. Ăsta m-a măritat de 32 de ani. Ai măritat aici. Da, domne, n-ai fost în sarcină să-l tensori. Eu m-am măsurat. Deci nu, omule, eu n-am venit să te acuz cu nimic. De unde ești deloc? Eu sunt din Prahova. Prahova, hai zi. Prahova, da. Ce mult te-au dus pe aici din zona asta? Pe ăștia care ai spus. Mi-ai zis că nu-i cunosc. Cum dragul să-i cunosc? Și atunci cum adică? Păi dacă mă dai știi mai multe decât mine. Tu vii așa la o sesizare de asta? Eu nu vin la o sesizare, am vrut 50. 50 ce? O sesizare. Dar că vin mai multe pe urmă. Dar să vină 100 de sesizări. Le dau bani la biserici. Să le dovedească. Le dau bani la biserici. Eu dau. Primărie. Nu, domnule, du-te la primărie. Consiliu. Nu, du-te la primărie. Am văzut gardul ăla acolo la biserică, la cimitir. E frumos construit. Și capela. În banii publici. Da. Am văzut și școlile. Du-te la primărie. Nu, că m-am dus, uite, dacă vrei să arăt să vezi că mi-a dat. I-am pus întrebări multe, vreau să văd câți bani ai cheltuit pe acolo. Când erai semnai. Pe ce? Când semnai acolo cu consiliul local. Auto, multe întrebări aici. Așa. Multe. Ce semnam eu? Păi, cu toți acolo semnați, cu toți, ridicați toți lăbuțele în sus. Oh, domnule. Nu știu dacă ești Marta, nu știu acum, nu știu cine ești. Știu. O instituție. Da, știu. Era în 218, acum e în 57. Ei, uite așa, ușor te știi. 215, domnule, că nu știi. 215, 218 poliția, da, s-a dus aia. Care 218? Nu e așa. Nu, era a poliției. Nu, domnule. Era legea 218 a poliției. Atenție. Da, în fine. Da. Era 218/2002. Deci, știi ceva, dar nu știi până 215, administrația spus, publică, am HG57/2019, un fost primar care este proprietar pe drumul ăsta. Te cred că s-a întâmplat în România, cum spui dumneata. Dar au dat teren ca să s-au retras cu gardul să fie proprietari. Și a cui ai a dreptate? Cui a fost proprietatea? E posibil să ai dreptate dumneata. Așa. Ceea ce spui se întâmplă în toată România. Drum ca ăsta. Sunt în România gârlă. Nu, în România da. Gârlă. Sunt aici în Breaza. Da. 1000 de drumuri. Care nu mai există, domnule. Dar există la cadastru. Și există la cadastru. Și cine e cadastru? Dar era atunci. În 1974. Ascultă-mă, dacă era. Luaseră cu șmecheria de la cetățenii. Le luaseră cu japca terenul și statul român l-a pus că e teren, dar de fapt e al proprietarului. Nu, eu îți dau dreptate ce spui dumneata. Ce spui că asta a fost? Da, sunt convins. Pentru că aici nu este drum. Crezi că atât sunt de bătut în cap am fost eu ca primașul, pe urmă, ca neprimaș, da, să fie drumul ăsta? Tragi un gard aici. Dom'le, pentru că în partea asta sunt cetățeni de bună credință. Și mai trec pe aici. Care, nu pe aici, că n-au să treacă încolo. Da? La porumbul ăsta. Da, acolo, așa care e problema. Deci nu-i las ca să treacă la porumb să-și nu, culeagă. Nu, vezi, domnule, să mergă cu mirata. Ai, jurău. Drum că ăsta mai sunt cu 100 aici, domnule. E jurău. Ca vecin. Nu, pe hârtie. Dar nu sunt pe hârtie. Dar de ce? Oamenii bârfesc. Fii atent ce bârfesc oamenii. Deci chestia asta eu dau dreptate. În România sunt multe
chestia asta, adică au fost alu mama, alu tata aceasta, le-a luat statul și acum omul și le ia înapoi. Da, e normal. Acele persoane care dumitale ți-au dat informațiile astea. Da, mi le-a dat mulți, mulți, mi le-a dat informații proaste, nefondate, nedovedite. Și uite, te întreba dumneata. Uite, și-am dat drept la replică. Așa. Corect. Drept la replică. Cu toate că n-aș fi vrut să-ți răspund. Eu așa mi-a spus unul dintre ei, mi-a spus că unul este un om care cinstit, cum ai spus, transparent. N-am ce să spun. Și n-ai ce să spun. Bă, mai problema. Și te văd așa. Nu mă interesează camera, că poți să spui 20.000 de camere, că nu te ia nimeni la dorma tale, că nu trebuie dosar de evaluare de risc. La primărie. Dar au dosar de evaluare la primărie? Nu trebuie, domnule. Nu trebuie. Eu nu răspund pe mandatele mele, nu pe ce face altul sau ce le face altul. Apa, dumneata, ai băgat-o pe mandatul dumitale? Ce apă? Apa potabilă. În comună. Dar, la primărie. Dar drumuri nu sunt asfaltate în secolul 21. Așa. Nu sunt asfaltate. Și dacă... În secolul 21. Așa. Dar s-a decopertat când s-a făcut piatra aia, s-a pus, a luat 10, 15, 20 de centimetri de pământ. Care piatră, doamne? Oala de pământ. Nu s-a pus piatra? Piatra e pus acolo din cât? 90 de lei, din 1990 de lei. Ce drum de pământ? Nu, dar în PNL 1 ce ai făcut? PNL 1? N-a făcut nimic, doamne. Nici în PNL 2? N-a făcut, doamne. Nici fonduri europene? Nu, doamne. Dar ce-ați făcut? Doamne, eu ce-am făcut? Uite și vizez asta ce-am făcut. Ce realizare? Cu ce te mândrești dumneata? Nu știu, doamne, uite la primărie. A, nu, ești rău cu mine. Cum? Mă convinsesc că ești bun. Ești rău cu mine. Mă convinsesc că ești bună. Acum te-ai sucit deodată. Uite, mi-a spus oamenii că... Ca ce? Când foloseai, după ce nu mai erai primar, da? Când foloseai și mașina primăriei, venea la matale în curte, mașina primăriei. Care mașina? A primăriei. Care, domnule? Una dintre ele. Nu știu, domnule. La mine e curte. I-am adus eu cu forță? Ce-am? Ok, i-ai adus cu forță. Ce? Acum nu specula. Venea mașina primăriei la mata. Tu ce, domnule, dovedește? Eu da, pot să dovedesc. Cu ce dovedește? Cu imagine. Lasă, domnule, imagine ce? La mine în curte? Nu. La unde? După stradă. Hai, fii serios. Serios. Doamne, nu încerc ca pe mine să mă aburești, că nu-ți de asta. Băi, eu care că iau, uite ce aici, băi. Ce? Eu da, zic, eu vreau, parcă nu te cred, vreau să chem poliția. Și-o cheamă, domnule, dar care e problema? Omul spune, domnule, are dreptate. Domnule, dar eu vreau să văd, eu te cred. Ceea ce ar fi dumneatea, dovedește, nu aburi prostimii, acum te buresc alții pe dumneatea, domnule. Eu întreb. Din simplu fapt. Pentru că sunt niște oameni care n-au simțul răspunderii și simțul realității, ăștia care îți bagă dumitale în cap. Omule, cred că mi-au zis, după unde mă duc, toată lumea spune că mă dă și asta, da, ce aveți, domnule, fraților? Dar dumneata, altă meserie nu ai? Nu. Dar ești plătit? Nu. Dar din ce trăiești, domnule? Eu? Da. Trăiesc. Din ce trăiești, domnule? De la matana am cerșit. Nu, domnule, de la altul. Și cum popă de Ciorani. Hai, domnule, și când dă cola și mi-a dus și mă la... De ce încerca să prostiți voi lumea de la țară? Câte orașe aveți în România asta? Noi? Da. Foarte multe. Așa, și de ce nu mergeți mai și la orașele alea mari? Nu. Unde sunt primari care îți mai vedetă ca primari la sate și încerca să prostiți pe aia. Pe cine? Că... Ne-am dus și la ei la oraș. Da, mă, pentru că au purtători de cuvânt, fain. Am fost și acolo. Și nu stai de vorbă cu primarul. Ba da, stau de vorbă cu primarul. Bă, tăticule. Hai, nu, am stat de vorbă cu primarul. Cine te plătește, domnule, pe chestia asta? Cum? Cine te plătește? Matan. Hai fi serios. Păi nu mi-ai plătit matan, nu mi-ai zis să vin aici. Eu? Te întreb. Ai văzut? Unde dai asta? Pe ce? Pe ce casă? Unde și eu? Toată țara. Toată țara? Crede-mă că toată țara. Toată țara. Și ca lui recorderul? A venit Maria la Matalica? Nu, domnule. Te-a filmat? Doamne, eu întreb. A venit recorder pe aici? Doamne, eu te întreb, ești în gașca lui recorder? Ăștia-s gașcă? Gașcă, sau ce-o știu ești? Gașca lor. Nu știu, doamne. Dar ăștia-s o gașcă? Doamne, spune motivul care ești pentru aici și ți-am răspuns și ți-am răspuns. Am înțeles, gata, ești proprietar. Așa. Mă duc mai încolo, ca să nu... Uite, că ai zis, dar ce începe proprietatea, da? Piatra asta ai spus că de acolo și până acolo ai pus-o dumneata. Da, doamne. Nu-ți trebuie autorizație. Pentru ce la rege și să pui piatră pe un drum lăsat, da, din proprietatea cetățeanului. Da, trebuie pe legea 50. Eu așa știu, acum poate ai dreptate. Na, eu ce să te contrazic? Adică eu la mine în grădină. În 20 de ani, da, nu în grădină. La mine în grădină. Nu trebuie. Nu trebuie. Să pui piatră pe uliță. Nu trebuie. Ca oamenii care sunt de bună credință și oamenii care sunt băștinași din breaza, față de ăia care... Dar ai fost bogat. Ai fost bogat, dar ai pus atâta piatră, ca bugetar. Ca bugetar? Da. Când ai fost bugetar 20 de ani? Așa. Pe la noi în România, fii atent. Du-te, domnule, la primărie. La noi în România. Ce refaia de avere? Du-te la agenția. Am văzut-o. De integritate. Ce refaia de avere? Du-te fain frumos la finanțe. Am și văzut-o. Și ce refaia frumos tot ce înseamnă. Am văzut-o. 1 și 2 vis-a-vis de în mare parte primarii de la noi de România săraci. Ce? În mare parte. Da? Săraci. Bă, tată, în asta cum am atins în viața mea, doamne, muncit de mic copil, bă, tătaie. Și restul ce a fost? Să fie sănătoși, domnule. Aia care-ți fac ție, așa, a fost cu mâinile întinse. Din ochiul lor. A fost cu mâinile întinse. Ce? A
A fost cu mâinile întinse? Nu, domnule, nu a acus pe nimeni până nu au o probă contrarie, domnule. Dar nu vă luați după chestii de 2 lei. Întrebăm, omule, întrebăm, că nu-i 2 lei. Aia care îți dau ție bani să vii să faci chestia. Ești convins? Domnule, ia să demonstrezi. Vii, ia să demonstrezi, domnule, că nu plac chestiile. Nu, dar ia să demonstrezi că mi-a dat cineva bani. Zici, Matan. Când te-am întrebat de ce trăiești, zici că trăiești. De ce trăiești, omule? Dacă tu ce trăiești? De mâncare și oxigen, apă. Așa, și de unde bani, domnule? De ce trebuie să spune unde? Eu n-am lucrat la stat, omule. Atunci de ce trebuie să lucrat la stat? Treaba mea. Păi nu, cum treaba ma ta? Ai lucrat la asta? Păi nu poți să te bănțelezi. Tu vii cu niște acuze, nu? Dar nu te-am acuzat cu nimic. Nu, dar vii și vin acum. Te-am întrebat. Cu ce te-am acuzat? Ma ta mi-a spus că te plătește aia. Păi de unde știi? Care să mă plătește aia? Ah, păi eu așa zic, eu așa deduc. Ah, deduci. Păi eu deduc că ma ta nu ești proprietar. Dar îmi zici că te-a acuz. La mine se pune acuzație, la ma ta nu. Adică motorina aia care... Ce motorină? 1000 de litri de motorină, că s-a spart bazinul, înțelegi? Și s-a dus apa sâmbetei în dâmbidonul la motorină. Același bazin cumpărat și achiziție nu pe o mașină, da? Pe o mașină, la un cetățean care a fost în funcție publică. Un rezervor de la cu stație de aia pe cotor, că o primărie avea așa chestiile astea, două. În două rezervoare. Deci, eu spun asemănător, o primărie. Încă o dată, nu știu de ce vorbești. Avea și dădea ochelari, atenție, ce bani ochelari? La 4 ani. La 4 ani? La 4 ani, dădeau ochelari la cetățeni, încă angajați. Cine ți-au spus chestiile așa? Astea, nu ți-au dus până la capete. Eu tai dracu. Domnule. Eu tai dracu, m-a mințit. Eu știu, am pierdut, domnule. Ăștia de la Recorder m-a mințit. Ca să pierzi. Ăștia de la Recorder ai zis, Gașcă? Eu intuiesc că... Eu spun că ăștia sunt profesioniști. Să fie sănătos. Dar ai văzut cum mirosi așa? Nu știu, domnule, că nu puteți sta aproape, 1,5 metri să stăm distanța. Da, eu am mască, uite. Așa. Matanai, dacă mai luăm. E o proprietate privată. Am înțeles, da. Da, bine, asta nu. Ți-e frică de carcalac? De ce? Carcalac. Cine e ăla? El lucrează, a fost la o primărie și acum al dracu toată planeta a zăpăcit-o. Nu știu, domnule, vorbiți în termenii ăștia ardelenești. Carcalac? Carcalac e ăsta, cum îi zice, COVID-ul ăsta. Spuneți, domnule, ăsta, COVID-ul a fost în funcție publică, înțelegi? Și acum nu mai e în funcție publică. Bine, hai că sunt la poliție, uite cum mai tare și așa aceasta. Hai să pui ăsta înapoi. Pune, da. Hai să pui înapoi să vadă că-i pune. Așa, pune, da. Deci ai zis aceea, persoanele neautorizate. Autorizați de ce să fie autorizat? Ce fel de autorizație întreb? Ornis? E ca vamă. Interesantă. Mă, că mi-ai plăcut, să știi, mi-ai plăcut. Dacă nu toate, n-am găsit numele, că n-am telefon la mine. La uechi, ai sprânceană și geană. Una dintre ele. Ca să mă ții minte, geană. Geană, cu tot respectul, geană. A, știi cine sunt? Geană și mea. Harry Florin. Harry? Da. Să nu rămâneză? Nu. E unguresc. Cum? Să te scurci cu turci, cu tătari. Tătar, turc. Harry. Harry. Oh, Harry, pe englezește. Păi hotărăște-te. Ori... Măi, ne-a fost primare. De ce nu te-ai făcut consilier măcar? Pușculița... Pentru că dacă cetățeanul... Încă o dată, înregistrează. Dacă cetățeanul... Asta a fost voința cetățeanului, i-a respectat-o. Normal. Și am respectat și înfrângerea și am respectat și... Cu câte voturi ai fost diferența? Doamne. Ai mai candidat și de aia, care a fost diferența? Întreabă la primărie, nu rețin. Uite, am găsit oameni care îmi spuneau, domnule, cu 100. Și eu zic, mamă, ce tare ai fost. Da? Cu 100 diferență? Ai fost, atât ai fost și mata? Nu știu, domnule, nu rețin. Că dacă ai fost cu 100, ai fost tare? Bine, ca să pierzi, eu arată să pierzi, domnule. Eu știu să pierd. Ai bătut palma cu cel cu nouă primar, da? Categoric. Mă bucur. Absolut. Am găsit pe altul care nu jura pe apă. E un copil nevinovat ăsta, domnule. Nici măcar, cum să vii tu primar într-o calitate în care nici măcar nu-ți cunoști vecinul, domnule? El face naveta din Reghin, domnule. Ai din Reghin? Da. Nu-i de aici? Nu-i de aici. Dar de ce i-au dat gir? Păi da, care are o casă cumpărată de vreo 3 ani de zile în Breaza și-a făcut buletine înainte cu vreo 3-4 luni de zile. Și cum l-a reușit dat pe clip oamenii să l-a convins, na? Dom'le, e voința cetățeanului că trebuie să te. Eu m-am dus la primărie. Democrație, nu asta vrem. L-am văzut la primărie și are program de la uză, de la 9 la 2. Nu l-am văzut pe acolo. Nu știu, domnule. Nu l-am văzut, dar deci că e băiat bun, mi-a zis ăștia pe aici. Și eu așa îl văd. Eu urez succes, sănătate. Dar de ce n-ați făcut pe fonduri europene? Nimic. Ce s-a întâmplat? N-ați luat bani pentru fonduri? Nu știu, la primărie. Să dezvoltați. 20 de ani? Ce se mai dezvoltă? Dar la ce partid ai fost? Domnule, dumneavoastră, știi că Breaza mai trebuie canalizarea și asfaltarea de care e pomenirea mea ta? Și în rest aveți de toate. Asfaltam, nu, da? Și trotuare, asfaltam, că n-aveți trotuare. N-avem. Nu. Nu. Aveți un pic în centru, nu, restul nu. Vreo 12 km. Nu, deci un pic pișul mare. Am văzut, da. Am ce fost. Ai văzut? Avem numai pe parte. Du-te, da. Numai pe parte. Dar nu vezi așa? Am văzut, dar numai pe parte, nu.
asfaltam pe afir. Am văzut, domnule. Care pe de lemn, da? Care afir? Dau care? Constanța sau de care dintre ei? Afir. Care dintre ei? Unul, din țară. Din... O să mă uit pe ele, să așa, le văd. Așa? După care, mi s-a aprobat proiectul de canalizare. Ce făceam? Spărgeam asfaltul la care 5 ani de zile n-aveam voie să mă atind de el? Corect. Corect. Du-te și spune la cei care s-au făcut... Nu, ai dreptate aici, astea. Clar. Există în breaza noroi, nu pot umbla, uite, pe strada asta, ulița asta pe care vin e pietruit. Vii cu, uite, cu pantofi, de exemplu, da? Da, domnule, am văzut lucruri frumoase. Parcuri pentru copii mari, da? Teren de sport, așa? Am văzut. Mezi, mezi, da, mezi. Magazine. Zidurile, cămine culturale. Le-am văzut. Zidurile, școli. Le-am văzut. Zidurile, capele. Neautorizate, DSP? Domnule, o să fie. A, deci neautorizate, DSP. Așa? Zidurile, iluminam public. Care iluminează bisericile? Care iluminează bisericile? Care biserici, domnule? Alea două, noi suntem de la iluminarea publică sau de la biserici? Care e problema? Nu, am întrebat. Sunt camere de supraveghere. Ce să-ți mai zic? A, ce camere de supraveghere? Sistem de camere de supraveghere. Păi asta cam toți ar trebui să faceți. Eu l-am făcut acum 6-7 ani. Nu l-ai făcut mata? Da. Nu, nu l-ai făcut mata. Nu, e diferență. Ideea a fost a mea. E, nu. Îți dai seama. Hai mă, tată. Toți ăștia dintre alte comune ți-au luat ideea. Au să spun o chestie. Da. Ca primar putea să stau 4 ani să treacă. Nu, nu, nu. Nu, nu. Să vedem noi o primărie. Primăria Breaza. Are monitorizare video. Ia să vedem noi. Aha. Deci, vă dați seama, o persoană cu andalcat, cum urcă. Wow. Wow, 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 wow. Pătrunderea în incinta sediului primăriei Breaza trezeze mijloace protecție pentru... Ok. Măște, șarfe, fulare. Cu domnul primar cum aș putea să vorbesc? Mai târziu. Domnul vice. Aici. Domnul vice. Geana mă numesc. Vreau să vă întreb. Bine, că nu purtați măști niciunul pe aici, ai cu soane, nu mai e problemă. Vreau să văd și salariile. Ce anume? Salariile. Salariile. Afișate. Că n-aveți multe pe site și ar trebui să vin sute de kilometri, oricum vă dau acum sute de informa de solicitări. Dar acum vreau să-mi dați de la contabilitate lista cu salarii, că vă obligă legea. Ce ziceți? Da, domnule, cine sunteți dumneavoastră? Dar dumneavoastră cine sunteți? Păi văd că vă băgați, vorbim cu domnul vice. Da, și eu care e problema. Să spui masca, asta e problema. Da? Da. Anume... Puneți masca, măi, omule, mă, că e legea și pentru dumneata. Anume pentru ce? Legea spune, vă obligă să le aveți afișate. Da. Că dacă nu le aveți, vă luați amendă. Și vă garantez că vă luați amendă. Că știți de ce? Vreau să pun multe întrebări, că am găsit multe nereguli pe aici în comun. Având în vedere că dumneavoastră sunteți vice, puneți, aveți administrator public? Domnul primar... Eu sunt vice acum, sunt numit de 3 săptămâni. Am înțeles, dar aveți administrator public pe comună? Nu, doar noi administrăm. Adică dumneavoastră sunteți și... Da. Deci am brodit, bă, domnul primar, prin HG57 ăla e limitat în răspundere. A picat pe dumneavoastră, băgăreața. Dați-mi și mie salariile. Eu vi le cer dumneavoastră, dumneavoastră vă duceți unde credeți. Mi le dați. Am înțeles. Da. Dacă nu mi le dați... Dau eu un telefon și vine cineva să constate să vă dea amendă. Dar eu cred că mi le dați. Dar de ce să nu le dați? Când aveți declarații de avere, pagina aia nu e schimbată, că acolo apare altul, unul Gheorghiță, apare primar. Nu, domnul, să vreau să felicit pe domnul primar. Da, da. Da, a intrat în funcție, domnul primar. A intrat în funcție, da. A depus cu lăbuța pe jurământ. Doamna secretar. Doamna secretar, nu vă supărați. Nu vă supărați. Salariile. Poftim? Ce listă de salarii? De exemplu, dumneavoastră, ce salariu aveți? Ce vă interesează?
Uite că sunt pe site. Este pusă pe site și puteți lua de acolo. Mințiți frumos. Nici declarațiile de avere nu le aveți. Doamnă. Statul de personal este la noi pe site. Nu le aveți, doamnă, actualizate. Ultimile legile, dovadă că nu știți legile, trebuie să aveți aici la vizier. Eu mai vă spun o dată. Da. Dacă nu, treaba dumneavoastră. O să intrăm într-un dans legal. Adică eu ca cetățean vin într-o instituție. Bine, doamna să ridică unghi la mine, dar legea 55 o încalcă. Da? Ar trebui să fiți amendată, dumneavoastră. Când aveți ecusoane, când aveți nimic, da. Sunt multe nereguli în comună. Multe. Eu o să vă dau acum. Dumneavoastră primiți e-mail-urile. Da. În 10 minute vă vin cel puțin 50 de întrebări. Și să-mi dați număr de înregistrare. Așa spune legea. Și 544 și 233. Dar ca să plec într-un mod civilizat, fără să chem o instituție să vă sancționeze, vreau lista cu salarii, pentru că vă obligă legea. Iar dacă nu mi-o dați... Salariile la toți angajați. Salarii, nu vreau nume. Statul de personal. Doamnă, nu vreau numele, că există un UE679 din 2016, s-a trezit în 2020, că e UE-ul ăla. Nu era folosit 677. Dar eu ca cetățean am venit sute de kilometri, da? Că nu aveți pagina de internet actualizată. Pe domnul vice nu-l găsesc, pe domnul primar nu-l găsesc, declarații de avere nu-l găsesc, nu găsesc nimic. Ceea ce spuneți dumneavoastră sunt minciuni. Lumea or să vă vadă. Plângerile care vi le fac eu, o să vedeți că vin multe, 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 multe instituții aici. Dar faptul că eu vă solicit într-un mod civilizat. Să-mi dați, domnul vice. Și noi, într-un mod civilizat, mă dați afară. Ne acuzați pe noi de eu nu vă acuz. Eu v-am spus... În momentul în care ne spuneți că mințim... Da, mințiți. Mințiți frumos. V-am spus, mințiți frumos. Deci site-ul l-am copiat, să nu credeți că îmi spuneți dumneavoastră, da? N-aveți declarațiile de avere actualizate. Să lipsesc. Ședințele lipsesc, da? Noi să nu puteți, ședințele ale Consiliului Local, da? Lipsesc. Sunt multe, da? N-aveți nimic actualizat pe site. Vedeți că faceți confuzie. Nu, doamnă, nu fac confuzie. Faceți confuzie. Bine. Intrați la noi pe site și vedeți că până la ultima ședință, chiar și cea... O aveți ultima, da. Acea ultima o aveți. Toate sunt. Nu sunt toate, doamnă. Intrați să vedeți, convingeți-vă. Nu aveți să intru pentru că eu le-am postat personal. Da, doamnă. Vedeți că ați greșit. Nu le-ați postat pe toate. Ultima, într-adevăr, e cea când s-a depus jurământul. L-am citit. Dar vedeți că în urmă, da, nu le aveți. Da, da, vedeți din urmă. Nu le aveți. Da, ce facem, domnul vice, ne certăm cu... Acum, da, nu le aveți. În momentul, doamna secretară... Doamna secretară, uitați, eu îi spun că minte frumos. Uitați, vedeți dumneavoastră salariile aici? Există o lege care vă obligă să le aveți. Din august să le aveți puse aici. Dumneavoastră vedeți salariile aici? Eu nu le văd. Aveți canalizări date în stradă, știați? Domnule, betonate și date în stradă. Garda de mediu vă voi demonstra că le vor cimentui, iar primăria își va primi o sancțiune și plătește toți cetățenii. Acum dumneavoastră ați intrat în funcția asta. Păi dacă vă duceți încolo spre biserică, da, sunt pe strada aia, da, numai țif de canalizare, canalizări, canalizări. N-aș știu. Vă spun eu, dacă vreți, mergeți și vi-l arăt. De canalizare, nu, eventual de apă. Nu este de apă pluvială. Apa pluvială e separat, da? Și canalizare, să vedeți că vine apă de la mașină de spălat, cu detergenți. Eu vi le arăt, le-am filmat pe toate. Am văzut că aveți iluminat public la biserici. Vreau să mă duc, de exemplu, la bibliotecă să studiez o carte. Pot? Da. Dar cum să nu avem? Unde aveți biblioteca? Aici. O să mă duc. Dar vreau salariile atâtea. Eu mă rog de angajați unei instituții publice, plătiți din banii plus, să-mi dea salariile. Nu, doamne, confundați metru cu tona. Cererea care spuneți dumneavoastră, sunteți obligați prin lege. ITM-ul vă sancționează pentru chestia aceasta. Deci să confirmă, da, că ceea ce aici, să spun că angajați, nu au ecusoane, să poartă, uitați cum se poartă, doamna secretar, e Dumnezeu aici. Pentru că dânsa, da, toți spun că e Dumnezeu. Să confirmă că este Dumnezeu, da? Deci m-ați trimis la doamna secretară. Eu vă cer dumneavoastră, că sunteți și administrator public, da? 57 la per 2019, HG-ul, vă spune ceva? Că s-a dus 218. Eu sunt interesat. Că doamna secretară spune că nu minte. Minte. Să-mi spune și mie dacă o ședință publică este audio postată. Nu este nimic. Nimic nu este postat. Nimic. Dar eu sunt interesat. Că, bănuiesc că nu mă primiți la ședințe, că n-am dat aici la domiciliu. Că s-a dat. Ba da, se poate. Numai dreptul de cuvânt. Nu se poate... Ședință.
Deci, dovadă că nici doamna secretară nu cunoaște hotărârea aia, da? Deci nici dumneavoastră. În legiuitor a spus că nu se poate. Se poate cu o singură condiție. Când nu postați pe pagină. Și eu devin interesată. Că altfel mă sancționează și că pătrundere fără drept la o ședință publică. Deci am o rugăminte. Nu vă supărați. Dați-mi și mie salariile. Se și pot plecat. Afișa, doamna secretară, da. Lista cu salarii? Nu te afișa. Este statul de personal afișat? Unde este? La noi pe site. Nu este, doamna. Mințiți frumos. Păi, să vă arate dumneavoastră, uite, domnul vice, uitați-le că mă face mincinos. Eu n-am făcut o mincinoasă, am spus că mințiți frumos. Mințiți frumos. Doamnă, nu înțelegeți că legea... Și băgați-mi cuvinte în sură pe care... Doamna Dumnezeu, doamna Dumnezeu secretară. Vă rog frumos, aveți grijă cum vă posibilitatea să chemați poliția. Și poliția o să constate și o să vă dea amendă. Doamnă, vedeți că o să vă cer dosarul de evaluare de risc la camere, da? Ceea ce spuneți dumneavoastră prin obrăznicie față de cetățeni, veți fi taxată, stați liniștită, să nu credeți, da? Deci eu v-am cerut, domnul vice, da? Da. Vedeți că eu o să mă adresez parchetului, da? Când m-am adresat dumneavoastră, da. Și ați refuzat să-mi puneți la dispoziție salariile. Acum dumneavoastră nu știu ce să-i spuneți procurorului. Dar din moment ce îs afișate pe site... Legea spune clar că trebuie să le aveți și aici afișat. Așa spune legea. Nu dumneavoastră faceți legea sau eu. Dacă unde e lege, nu-i tocmai. Normal. Ce facem dacă unde e lege? Eu am respectat legea, n-am venit să fac să-mi disapărut că fac scandal. Am venit să cer un drept fundamental și constituțional. Că de-aia ați fost aleși de cetățeni. 4 ani. După 4 ani... Unde vedeți dumneavoastră salariile aici? Uitați, eu vreau să văd cât are doamna secretară. Doamna Dumnezeu secretară. Eu pot să mă exprim că nu, dacă se consideră lezată doamna angajată secretar, da? Să mă dea în judecată. Că eu de-abia aștept să mergem în instanță, că eu sunt învățat cu instanțele. Da? Eu plătesc, n-am avocație. Dar ce facem? Ia uitați. Informații ne interesează vulpea. Dom'le, unde sunt morții? Gardul ăla la cimitir e făcut, a suportat pe primăria, știți, aveți? A suportat, aveți și capela acolo? Da, da, da. Autorizată de DSP? Nu. Nu cred că s-a autorizat. Încă sunt de curs de... Nu, s-a băgat morții în ele. Au intrat morții de cedație. Ideea e cum de să fac garduri la biserici, că bisericile sunt proprietățile lor. Nu mai sunt ale dumneavoastră, corect? Sau fac parte din nouă cimitirele? E vorba de capele aici. Nu, curtea bisericii și a grădinii și cimitirul. Și cimitirul. Parohia le întreține. Și le-a făcut garda la ei. O să cer multe. Parohia au făcut tot. Au primit afară de capele. Au primit ca cadou, cum spune românul. Au primit bănuți. De la Enuriaș? Nu, a primit de la primărie. Bănuți. Vedeți că o să vă dau acum întrebări, să vedem câți bani ați dat la biserici, să vedem motivația. Că am văzut că aveți iluminatul public. Pe proiectoare halogen să lumineze biserică, e punct turistic. Dar nu știu dacă e un lucru rău. Dom'le, pentru mine ar fi un lucru rău, că nu l-aveți în hotărârea Consiliului Local consumul, da, din banul public. Trecut ca acel curent, dacă pune în kilovații aia, da, dacă era un punct turistic, bănuiesc că n-aveți punct turistic, e punct de turistic, n-aveți. Nu. O să vă, prima dată, o să vă întreb de chestia asta. Eu formulez acum, 10 minute, vă formulez repede întrebările. Haideți că vi le formulez acum. La cine iau? Am trimis e-mail-ul. Dar la cine iau? Ce cu colega, dar cine e colega? E o minune aici în primăria asta. La ce colegă trebuie să mă... Aici, doamna. Ați primit un e-mail, doamna? Da. Geană mă numesc. Nu vă supărați, dați-mi și mie o copie. Domnul vice, ca să vă îndepliniți toate misiunea, cetățenii v-au votat, nu vă lăsați păcăliți de cei care sunt în primărie, care au fost dinainte. Da? Acum aveți stiloul în mână. Și trageți-i la răspundere. Să aibă icosoane, să spună măști, să vorbească civilizat, să pună salariile, să fiți transparenți. Că nu prea sunteți, nu dumneavoastră. O să cerăm un punct de vedere, domnului primar. Ați găsit e-mailul, doamna? Eu. Mă duc la primărie sau la instituții pe data de 23
3, 22 și le cer. M-am zis să le dăm la familii cu copii. O parte dau, o parte nu. Copii necăjiți. Chiar nu curentul nu. Da. Acolo sunt cetățenilor. Oameni 15. Dumneavoastră sunteți acum aici sau? Da. Ați avut timp de astea? Da. Alții au făcut plachete la foștii primari și le-a dat ca cadou pentru merite deosebite. Și că au gaze, au apă, au canalizare, n-au nimic. Dar le-a dat cadou. Ce tare. Câți aveți, câte familii aveți aici așa? Și gusate, înălândate. Ce anume? Familii. Familii. Sau locuitori. Locuitori. Familii sunt în jur de... Cu satele înălândate. Și ceva, da. Sunt trei sate. Pilpișul mic, Pilpișul mare și Breaza. Cam 3.000? Nu, 1.000 și ceva. Și votanți cât au fost? Cu drept de vot... Ați avut peste 1.000? Da. Ați avut, da? Da. 1.000 și ceva. Să știți că oamenii sunt mulțumiți de condiții aici, numai că nu aveți canalizare. Acum e nimic da. Proiectul. Aveți șosele la pământ, adică nu aveți asfaltate, nu vă puteți lăuda. Nu, locurile de când deloc. Am văzut piatra aia care e pusă, da? Acum nu știu, poate greșesc, dar am văzut, eu nu vreau să acuz, dar am văzut în curte la primar aceeași piatră ca după stradă. Eu nu vreau să acuz pe omul ăsta. Dar seamănă izbitor piatra aia și cu tuc-tuc-tuc-tuc ăla care băta pe aici, probabil că e o firmă de aia de acolo, era și mașina primăriei. Și ce rugăminteam? Haideți un pic. Doamna secretară, ați găsit cardul ăla de motorină? Că s-a pierdut un card. Dar nu mă întrebați pe mine, că nu sunt la mine. Și un rezervor cu motorină de 200 de... Dar știți dumneavoastră că s-a pierdut un card. A dispărut, cică. Sfonuri. Erau trei carduri de motorină și cu unul și că s-ar fi fugit, ar fi dat așa zbunuri. Și nu, nu știu, dar există card de motorină pentru să bage mașină, la mașină carduri. Vedeți că e un card. Noi, să vă spun și eu ceva, cum avem să inventariem tot ce faceți. Dar faceți audit? Normal. Da, n-aveți bani. Un audit. Domnule, dacă faceți audit, vin și vă felicit. Așa și o să aveți surprize. Vă garantez. Dar costă, să știți că costă să audită. Toți spun că fac audit. N-am văzut un primar să nu spună că facem audit. După un timp, bani filmează asta, bani. După un timp spune că nu avem bani. Și uite că se spală mâinile așa unul pe altul cu lichid. Totul vine, vine. Că troițele alea ce mi le-au făcut cetățenii pe drum. Troițele. Nu, deci, sunt făcute de cetățeni care au donat. A, deci, nu, deci cetățenii. Da, care, exact ca și m-ați fi dumneavoastră să faceți o troiță. Da, 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 am văzut. Am văzut că și domnul primar și-a făcut, e creștin, și-a făcut troiță. Fostul domnul primar. Păi da, așa scrie pe site. Domnul primar, așa scrie, așa vă pe site. Că doamna Dumnezeu, doamna secretară, spune că e actualizată. Ați văzut că... Vreți să vă arăt și declarațiile de, ale Consiliului Local? Că nu există. Ședințele, procesele verbale. De cât ala când s-a pus ca să jurat dumneavoastră și s-au făcut comisiile. Restul, dacă vă duceți în jos, sănătate, nimic. Haideți, doamnă, să-mi dați și mie număr de registrare la prima foaie. Va ieși multe? Trei. Cu peste 50 de întrebări, da? Sau până? Să știți că vă mai dau 200. Am venit un piculeț, am învățat aici. Vă garantez. Că vreau să doamna secretară, vreau să și eu o pereche de ochelari, să poate să-mi dați? De la primărie de aici? Și că să cumpără, fiți atenți, că să cumpără ochelari. S-au cumpărat ochelari. Odată la 4 ani, angajatorul poate să facă cerere, să, de exemplu, cum are doamna ochelari, să cumpere ochelari, îi dă omului bani de ochelari. Și umblă un zvon când primărie să verifica, să vedeți, să aveți, putea să aveți surprize cu multe perechi de ochelari.
Bani? Mulți, zice că. Mulți. Acum nu știm, o fi o minciună. Dar noi am întrebat. Vrem să vedem cum se dau ochelarii ăștia. Atenție, vedeți, sunt urmă. Nu știu. Și vom colabora. Vă dau eu exact ce să întrebați. Ați întrebat de librărie, doamna. Nu librărie, bibliotecă. Bibliotecă. Da, păi o să... Doamnă, dumneavoastră sunteți bibliotecară? Da. Ce aveți de Paul Goma? Ce aveți, ce cărți aveți de Paul Goma? De toate tipurile și de toate. Haideți că merg și la dumneavoastră, vreau să... Da, mulțumesc. Da, doamnă, mulțumesc frumos. Ia uitați, domnul vice, haideți să vă arăt. V-am întrebat. Solicit să mi se aducă la cu... Punct turistic, da? Da? Adică, bale, dacă, da. Dacă da. Cum da. Și satele arundate, da, deci aveți în total 43 de întrebări. Ce ține de comună, vă spun, da? 49. Eu tot, domnule, scăpat cu 49 de întrebări. A scăpat mai ieftin. Punctați foarte mult pe ele. Eu vă felicit. Să știți că vă laudă oamenii. Pe dumneata mai ales te laudă mult. Asta de vorbă cu oamenii pe aici. Nu mi-a plăcut poliția. Dar am certat și am spus să-și dea amendă între ei. Poți la poliție? Da, dar cum? Mărțoagele alea strigau după drum. Nu, mă, nimic. Mărțoagele mașinile alea, sunt tot degeaba acolo. Dar aici că lucrează. Da. Bine, de, ies pe afară, că, pe unde luăm la bibliotecă? Aici. Mulțumesc. Vă urez o zi bună. Bună ziua, Doamna Dumnezeu. Să mă dea judecată. Aici ce este? Intrarea cetățenilor? Ce clăbire. Ah, deci persoanele cu handicap n-au nicio șansă să încalcă lege aici. Cum? Pe unde intră, doamne, persoanele cu handicap aici? Nu iau loc. Spuneți-mi unde aveți, ce aveți cu Paul Goma? Nu am. Doamnă, haideți ca să o lămurim. Noastră sunteți calificată de bibliotecar? Aveți calificare? Da. De bibliotecar, da? Ok. Bun. Păi acolo mi-a spus că aveți, acum spuneți că nu mai aveți. De ce m-ați adus? Păi dumneavoastră știți ce doriți. Paul ați Goma. Întrebat ce fel de cărți. Paul Goma v-am zis. Nu da? Am. Păi nu v-am spus de la acolo, direct de Paul Eu Goma. Am înțeles că ați întrebat ce fel de cărți aveți. Cărți rotunde trebuia să ziceți. Tipurile că sunt adică mai toate tipurile ce? Sau gen? Domnul. Deci eu v-am întrebat. Nu am Paul Goma. De da? Paul Goma. Nu o să se audă. Mă scuzați, atunci n-am da. Auzit. Deci dumneavoastră a spus că sunteți calificată. Vedeți că eu o să întreb și mi se dă pe hârtiuță. Că dacă mințiți, o să vă vadă oameni și vă faceți de râs. Nu-i problemă. Da, puteți să... Da, sunteți calificată? Că parcă vă miros că trebuia să vă duceți... De... Bun, dați-mi și mie de Marin Sorescu o carte. De Marin Sorescu. Da. Ce reprezintă pentru dumneavoastră omul acesta? Cine a scris Marfarul? Doamne, nu m-ați convins că sunteți calificată. Probabil că sunteți calificată. Probabil că nu v-am convins. Nu m-aș convins. Dumneavoastră. Ce doriți, mă rog? Păi asta e, dacă m-a deranjat că mi-a spus că aveți Paul Goma, dar nu aveți Paul Goma, că m-am îndrăgostit de asta. N-am înțeles. Știți cum spunea? Eu sunt de vină. Știți cum spunea poetul, marele poet? Haideți să vă spun ce spunea Paul Goma, că o să vă ne uit. Aici persoanele cu handicap n-au cum să intre, doamnă. Bună ziua. Bună ziua, Marci. Da. N-au nicio treabă ei. Marin Socrestu, ăsta spune. Ăsta, Marfarul de Marin Socrestu. Da. În altă tensiune. Dacă vrei să-ți faci o casă și-ți treci în altă tensiune, nu poți să-ți faci. Aici, iute, în alta tensiune. Da. Primarul nici acum nu a venit.
Deci n-a venit primarul. Dar Dumnezeu e aici, Dumnezeu fiind doamna secretară. Doamna secretară, ea le știe pe toate, dar nu le știe nimic, intrați pe site, nu știe nimic. N-a venit domnul primar, a? Are program de lăuză, vine la 9, pleacă la 2. Am înțeles că omul e primar și când doarme. Dar aveți program de audiențe, așa? Încă nu se pot un program. Domnule, vă spune, știți care e șansa cea mai mare? Nu faceți program de audiență, faceți-vă pagină de Facebook și audiență să o faceți pe Facebook și pe WhatsApp, să vedeți cum vă iubesc cetățenii, fiți transparenți, transmiteți ședințele publice, sănătate, nu vă mai acuză nimeni de nimic. Și nu aveți marcate treceri pentru pieton pe aici, faceți la Consiliul Județean. Dragii mei, ei sunt speriați, toți sunt speriați. Uitați, că e trecere pentru pietoni, da? Unde e trecerea pentru pietoni? Deci dacă se întâmplă să dea o vacă peste tine, da? Trecere pentru pietoni. Stare curios. Bine, legea e foarte aspră cu aceste țevi de apă, da? Dacă vine iarna peste 20 de grade, da? Îngheață sau nu îngheață? Ai gol. Deci n-are apă. E jos, cutie. Ca primar să tai așa? Da. Cine m-a obligat pe mine să fac așa? Da. Eu dacă eram în comună aici, îți făceam plângeri, dar nu te vedeai. Păi înseamnă că ai mințit poporul așa? Când ai zis că fac aia, fac aia, fac aia. Uite gândirea primarilor. Auzi, nu. Înregistrează-te acolo și spune, fai frumos, adu-mă un cetățean care eu i-am promis că fac ceva în mandatele care a fost primar. Unu, da? Da, unu. Nu vrei mai mulți? Unu. Să spun, uite, sau cinci? Unu. Vreți să chem acum? Da. În care să ăla să afirme că Kira o promis că face aia. Kiralina, o să-ți aduc, crede-mă. Niciodată, domnule, n-am promis în viața mea la nimeni. Dacă am făcut, am făcut și a demonstrat. Deci cum spuneai? Nu eram obligat. Nu eram obligat, puteam să stau să nu fac nimic. Păi da, înseamnă că îi mințeai, că îi promiteai. N-am promis, mă, omule. Nu ai promis? Da, arată bunul care a promis. Păi și cum ți-ai făcut reclamă? Adică cu o campanie? Cinstea, omenia. Ce lucram atâta înainte? Ce am lucrat înainte? Da. Eu spun că ai dreptate, mă, atât de jasmin. Domnule, a lucrat din 1983 la IMR Republic, a fost cetecist, domnule, până în 1991. Cetecist. De fapt, o să vedeți, să ai frumos, este la primărie, nu prea am văzut, CV. Da, am văzut. Atâtea informații și acum le-am luat, acum. Da. E prima dată când vin aici. Eu am mai venit aici în comună, că am radio amator. Cine ți vede de primărie? Oameni. Ca? Eu sunt cunoscut în toată România. Eu nu știu, mă, tată, nu mă cunoști. Serios, dar... Pe cuvânt. Din ce trăiești? Din ce trăiesc? Că am conturi mari. Multe. Uite așa stau. Poc. Înțelegi? Eu am casa mai mare decât a ta. Crede-mă că am de 4 ori mai mare decât a ta. Nu încerca să scoți... Mare. Am și un studio. Scoți niște chestii am și un studio de televiziune. Ia de-n. Înțelegi? Nu, pe cuvântul meu. Vrei să-ți arăt? Arăt imagine. Nu, sunt curios, domnule. Ai telefon la mata pe nu, domnule. Scrie numele meu și vezi cine sunt. Să fii sănătos. Deci. Eu mă bucur că ai... înseamnă că tu nu vii chiar degeaba aici. Eu? Da. Credeam că degeaba am venit. Am prieten care... Când i-am sunat, în Reghen, cred că vreo 20. Și am zis, bă, vreau să merg la Breaza, că am un radioamator pe aici. Dar de ce vin numai acum? De ce ne vin? Nu știu, după alegeri atunci. Crede-mă că am fost până în alegeri, am fost în toată România. După mincinoși. Alegeri. Da, după acum, dar nu mai e mata, ce mai treabă mai cu alegeri? Nu mai e ce treabă. Nu, în primul rând, ce am alegeri? Am interes. Da, dar treaba mă ta, eu nu mă duc la vot. Mă duc. Ce fel de... Nu vreau să... Nu vreau să mă duc să-mi aleg stăpânii, nu. Nu vreau să mă duc. Să se voteze ei între ei. Păi, lumea ta nu votează, nu votează? Da. Păi să scăpă de nemernici ăștia. Domnule, ești mulțumit cum merge țara asta? Cu industria și cu tot? Spune-mi ce mai ai de întrebat vis-a-vis de... Drumul ăsta. Așa. Băi, omule, drumul ăsta începând de acolo până la... Hai să spui așa, ca o chestie, ca să știi de la mine. Da. Asta pro bono ce fac. Pro bono. Ai și autorizație la gardul acolo? Da, da. Lângă apă, ai prieten pe salapele române? N-am. Nu cunoști? Nu. Nu cunoști? Nu știu. N-ai relație? Vreau să-ți continui ideea. Gata, corect. Iartă-mă. Tată. Reconstituirea. Hai, mai la un. Nu, că intru pe urmă și zici, nu, hai, nu, bă, nu că... intru, bre, că filmez și nu, eu? Nu. Eu. Nu, așa, da, zic că nu, mie îmi place de mata. Dragule, reconstituirea dreptului de proprietate în România s-a făcut
Începând din 90, în baza mai multor legi ale fundului. Da, când s-a dat titlurile și toate astea. Bun. Ce o sta la baza reconstituirii? Te întreb. Te văd că le știi pe tăi. Bă, nu le știu. Eu te întreb pe mata că nu să le știu, înțelegi? Că ăștia nemernice... Au stat niște registre. Așa, de arhivă. Din arhivă, care au fost înainte de 1962, 62 ce s-a petrecut? S-a venit colectivizarea, a venit cu japca, i-a luat cu japca pe toți. Și ombuciozul, domnule. Da. Înainte de colectivizare, asta avea eu aveam. Da. Și cu acea unde declarație... Unde s-au mai găsit arhivele? Că nu s-a mai găsit. La noi, dar au fost martori. La voi acolo... Nu, dar au fost martori. Au fost martori care spunea, domnule, avea tare cu tare. Trebuie să le duc cineva. Da, am înțeles. Așa. Și, mă rog, în fine, atunci, în baza acelor registre agricole, s-a făcut reconstituirea pe baza declarației în care... S-a dat titlul. S-a dat titlul de proprietate. În 1974... Dar ai titlul aici. Este, domnule. Ai titlul aici? Da, este, domnule, pe drumul ăsta. Tu nu ești mare atunci. Și uite, oamenii n-au știut. Hai, serios, pe cuvânt. Te acuzau că ești necinstit. Serios. În 1974, eu nu mai chem poliția. Eu te cred pe cuvânt, eu nu mai chem poliția. În 1974 s-au reorganizat, s-a făcut o livadă experimentală AEI-1, da? Da. În zona asta, 74 fincine, comunism, da? Au luat pământul oamenilor, da? Da, cu japca, da. Cu japca. Și-au împărțit. Da. Loturi, terenuri, dar la parcelă varta tot. A, da. Așa, fai frumos. Ei, omul când a venit în 90 să-și ceară terenul, el și-l a luat exact cum a fost în 58-62. Acolo. Multe primării, în momentul în care erau comisiile de punere în proprietate, nici măcar n-au fost la fața locului. Da, au făcut din birou. Da. Și nu știa ce-i pe teren. Exact. Au fost canale, au fost drumuri. Așa. Trec 30 de ani, vine cadastrul 74, cadastrează drumul ăsta, dar proprietar cine-i? Dar cine e proprietarul? Cei care au fost înainte. Omul. Nu era el. Omul. Terenul, da. Dar a luat greșeala mea, inclusiv a mea, și o recunosc, că din 90 până n-ai astăzi... N-ai făcut revendicare. Nu revendicare. N-a făcut acele rectificări în care să cadastru, da? Da, dar tot o revendicare era. Tot o revendicare. Era o revendicare, dar rest de proprietate. Rest păi știi că în Breaza, în satul Breaza și Filpișul Mare, proprietatea începe de la jumătatea șanțului până aici? Dar ai văzut cu uzul campionă cu bisericele de însemnături cum a făcut la judecată? Zang, zang, zang și-a luat pământul ei? Hai, rebelu! Bine, domnule, mi-a părut bine că te-am cunoscut. Eu n-am venit cu acuzație. Mă bucur că ai spus. Lumea să știe. Încă o dată. Eu pun întrebarea la primărie, că nu mai chem poliție, că n-ai râs. Chiamă-ți, domnule, că a fost aici. A fost poliția, domnule. A fost poliția? A fost, domnule, și avocat și expert și tot. Că suntem într-un proces pe acolo. Iar se sunt procese. Păi, dar ce să fac? Asta e lumea. Ai văzut frați, surori să duc la judecată. Creștin, de adevăr, azi, când te ducem, îi pline judecătorile. Uite, te-am curat așa multe. Avocat se trebuie bani, domnule. Păi da, ce cred că rândul ăsta câștigi tu, rândul ăsta câștig eu. Știi bancul ăla cu avocatul, știi? Nu, sunt multe, dar nu știu. Un avocat bătrân, senior, reușesc la pensie și avea un proces de vreo 20 de ani, 30 de ani, cu aceeași speță. Speță, da. Ficiorul s-o termină facultate de drept, intră în barou, se duce în instanță și ia cazul taixul. Aha, fisul. Fisul. Da. La trei termeni vine acasă tată, bă, tu 20 de ani n-ai fost în stare să găsești procesul. L-a câștigat. Da. Păi, bă, prostule, dar eu duc-i te-ați în la școală. Domnule fost primar, mă bucur că te-am cunoscut. Mi-mi pare rău că nu te-am cunoscut mai dinainte. Că, uite, om bun. Domnule, acuzațiile astea. Nu acuzații. De cine are românul, vecinul sau cel care ți-a făcut dumitale? Că n-ai nu chiar știu așa. Dacă sunt vecin cu mata. Nu, ăia. Da, nu știu. Eu zic că sunt vecin. Dau... Eu zic, dacă sunt vecin, da. Dar mi-ai zis ceva, niște nume care nu apare decât în un e-mail cu scurtare, înțelegi? Da? Și nu s-au prezentat cu nume. De ce n-au și sânge acord... păi, a românului să nu zic unde? Uite că, da. De ce n-au sânge să zic că, da, dar eu, X Lescu, nu zic, vin nu. La dumneata, nu care zic. Ești mai tare și știi să vorbești, și l-a acuz pe ăla, dar du-te, domnule, în instanță, om o plângere penal, du-te la parchet și acuză-mă, domnule. Ce faptă penală ai făcut? Ascultă, domnule, n-ai făcut nimic, da. Imaginea pe care eu am de-o satul ăsta, eu mi-am construit-o în 30 de ani de zile. Numai eu mi-o stric dacă spui. De când ai fost măritat? De când am fost ai măritat? Copii, am. Să-ți trăiesc. Mulțumesc la fel. Auzi, a fost bine angajat la stat? Auzi, nu încerca. Mă lăsă să duc ideea la ca persoană. Da. Încă o dată, eu mi-am format imaginea da, în comuna asta, ca un copil care a plecat de jos și nu-mi permis să mi-o stric. Nu ți-o strică nimeni, 10 secunde. Păi mi-o poți strica singur. Sigur mi-o poți strica. Nu ți-o strici, n-ai cum. Că dacă aici ești proprietar, cine să ți-o strice? Ai explicat. Cât de fraie să fie fost e eu. E clar. Auzi, cât de fraie să te complici cu legea. Cu legea. Am filmat. Da. Păi,
Adică ți-am dat dreptul la replică, omule. Hai de mine. Adică să se termine cu acuzațiile că dumneata ai titlul de proprietate, ai lăsat asta în bunul simț ca să mai treacă omul cu tractoarele, cu mașinile. Corect. Să se ducă să ia porumbul ăla. Să-și facă fiecare șanță aici. Știi că, uite, din exemplu, drumul ăsta le-a stat din proprietatea asta. Da. Ăla care era capătul ăla, de unde circulă? Da, corect. Vine pe aici? Nu vine cu elicopterul. O ia pe când partea alta. Drumul ăla, tot din averea lor lăsată, ei trei s-au înțeles, domnule, lasă tu jumătate, da, domnule, jumătate este, de drum. Da, și în 74 vine statul român și le cadastrează. Vine revoluția în 90. Regim de servitute, un fel de regim de servitute. Dacă era servitute, trebuia să fie administrat la primărie. Și primăria se dea o valoare, se ia într-un patrimoniu privat sau public. Am zis, un regim de servitute. Se dea o valoare, da? Din care atunci și primăria poate să investească. Adică eu ca primar crezi că dacă am băgat piatră pe alte drumuri... Nu băgai și pe aici? Dacă era trecut în puz, în uz, în proprietatea lui Uat... Drumul ăla crește cu valoarea pe care o aduci. Corect, da? Corect, da. Domnule, mă bucur că te-am cunoscut. Să vii pe la noi, domnule. Eu mai vin. Am prieten aici. Cine, domnule? Nu pot să zic, că pe următor te răzbun. Eu? Da. Nu s-o fi răzbunat. Le e frică de mata. Răzbunarea arma prost. Domnule, le e frică de mata, de ce nu înțelegi? Eu? Da. Ce fac eu, domnule? Nu știu pe unde mă duc, domnule, în România asta, domnule, toți primarii să răzbună pe aia. Nu, domnule, eu fac invers, domnule. Știi ce a făcut domnule Iisus? Ce a făcut ăsta iară? Ce a făcut, ce dracu a mai făcut ăsta? Știi zâncala aia? Ăla care dă cu pietre, dă cu pâine. Nu știi ce a făcut Iisus? Să spună ce a făcut. Le-a spus la ăștia care sunt îmbrăcați în ninja să vândă vin în biserică și să dă la galben și să dă la alb. Domnule, ninjelă e. Ăia îmbrăcați în rochi. Auzi, dragă. Nu mă răzbună chiar la prostului, domnule. Pentru că dacă mă răzbunam, au trecut 2 luni de la alegeri, ieșeam și făceam ce? Nu, 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 nu